Eu așa ceva în încât, băi, oameni buni, n-am văzut de când îs eu așa furt. Asta e furt, ei, masivă, ei. Asta e dezastru. Ia să vedem noi ce s-a făcut din suma asta. Satul European Express, 1000 de euro, 2, 3, 4, 5 mii de euro sunt. Iată, câte 1000 de euro scaunul. Mai departe. Sietca, trebuie și bă scump, lacata. Ei, lacata e cu preț, 58 de lei. Sau 58 de mii, mai degrabă. Acest video a fost filmat de un locuitor indignat din satul Micleușeni, raionul Strășeni. În filmuleț, bărbatul spune cât de încântat, între ghilimele, este de investiția în valoare de peste 372 de mii de lei din proiectul Satul European pentru renovarea stadionului local de volei. Terenul sportiv european amenajat în stil moldovenesc arată cam așa. Pe mijloc este acest covor artificial din plastic, iar de jur împrejur a crescut iarba, care nu a fost cosită de mult timp. Plasa pentru volei este ruptă. Locul e îngrădit cu plasă din metal și în afară sunt instalate câteva scaune. Pe toată această frumusețe s-au cheltuit nici mai mult, nici mai puțin de 372.000 de lei. Revoltați sunt și alți locuitori ai satului Micleușeni. Oamenii spun că sunt șocați de suma care s-a investit pentru renovarea stadionului și că nu e mare diferență între ceea ce a fost și ce este, iar sătenii continuă să-și aducă acolo animalele la păscut. Stadionul să nu era, mi-o dus în armată încă, de când eu, dar au fost încă o măiță, făcești cartoase de stadion. Ia ca sigur, a lui, parcă de aia. Ar trebui ceva, de fapt, și mai... Să atragă lumea, cine e tu, exală. Nu știu, să-i conducere, cred că. Cred că așa e. Ca și poți mai zi. O setcă și 5 scaune nu costă 400. De mii de lei? Da, de mii de lei. Nu. Dacă erau așa, de ce nu tai iarba asta? O trebuie aici ordine, normală. Și ce făcut? Nu a făcut nică. Calul paștelor, sărafim. Calul sărafim și gata. Ce-a făcut banii? Nu ne-a dat nimic. Păi s-ar dat ne-a talvă mie. Nu știu, cum? Consilierii s-a deja va prins treacă lună să plească bani? Cam așa. Așa e. E dreptul, nu? Deși pe panoul atașat de plasa care îngrădește stadionul scrie clar că lucrările au început în data de 1 septembrie 2023 și s-au încheiat în 21 decembrie, primarul localității Rodica Butnaru susține că ar mai fi de lucru la acest obiect. Ea a refuzat să acorde un interviu jurnalistului nostru, însă în afara camerei de luat vederi ne-a spus că lucrările nu s-au încheiat. Cu toate că pe panoul de prezentare a proiectului este indicată clar valoarea investiției de 372.522 de lei, am vrut totuși să aflăm ce sumă s-a cheltuit de facto pentru renovarea stadionului. Însă doamna primar părea pierdută în cifre și nu ne-a putut răspunde la întrebări. Încet, încet facem lucrurile. Să-mi dați detalii, când a fost el renovat, cât s-a cheltuit pentru el? Stați un pic. Cu toate chestiile astea puse din față, nu știu, dacă să le mai... Amintim că programul Satul European Express, lansat recent de Guvernul Republicii Moldova, are scopul de a moderniza infrastructura rurală prin implementarea unor proiecte rapide cu un termen de finalizare de maximum 6 luni și posibilitatea accesării resurselor financiare de până la 450.000 de lei.